Am venit pe o baltă pentru prima oară într-un an de schi crescătorie. Are 13 metri lățime și 50 de metri. S-a furat intro, băieți. E ora 12, dar aveam și eu undiții lift băgate. Bă, l-ai tată. Bă, ce mi-a rupt la film? Bă, l-ai tată. Suntem mai aproape de inelele alea de cap. Nici nu știu ce să-ți dau la asta. Păi nu știu nici eu ce vrei să facă. E așa de mare încât nu știu ce să... Ce e așa de mare, mă? Ți-am zis că-l iau. Gata, mă. Nada asta, ești nebun? Asta aici e... Ia-o, fii atent. Aia, ia-o. Și când ai tu chef, o arunci de pe malul ăla, dar fix acolo, vezi unde dau. Tot așa... Da? Bolovanaș? Da, da, da. Nu mă duc chiar acum, ca să am șoc. Bine, este ca să vezi unde o arunc, mamă, ți-a agățat ăsta de... De unde l-ai luat? De buză de jos, fix în mijloc. Tăcană, 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 da. Bebe, te uiți la mine unde dau? Ia. Și arunci. Da, bă, da. Ha? Da? Bă, primul pește e un caras micuț. Să vină cu fratele lui mai mare. Wow! Așa, tata. Ăsta e primul ten pe anul ăsta. Sperăm să nu fie și ultimul. Of. Pupă tata pe el. Capturica asta care are undeva la vreo 2 kg și un pic. M-am mozolit un pic mai mult. Dar let's go. Bun. Intro mereu mai târziu. Bă, vă salută fratele Conac și bine v-am găsit la un nou vlog. Ne-am pe acest canal. M-am urdărit un pic mai mult că am luat un ten acum la vreo, nu știu, 2,5 kg, 3 kg maxim. Și toată zarva asta acum, că ne-am revirgulat așa puțin. Hai să facem și intro-ul la vlog. Avem vreo 3 capturici până acum. Bine v-am găsit la un nou vlog Uleanu pe acest canal. Un clip cu pescuit, ceea ce vă place vouă. Apreciați-l cu un like, subscribe, follow pe Instagram la Conac Oficial, Fonfăit Oficial și V-am găsit Sports România. Multe, multe acolo. Și nu uitați să dați și un comentariu, că mă ajută foarte, foarte mult. Așadar și prin urmare, ne-am apucat iar de pescuială, nu rima albă. Vă invităm să fiți alături pe tot parcursul acestui clip, să vedeți ce capturi am luat, pentru că am luat câteva capturi frumoase și la final să-mi lăsați o baltă în comentarii unde să mă duc să prind și eu ceva ca lumea. Am luat un caras mai frumușel, un caras mai micuț și un ten la vreo 2 kg, 200 kg. Și al tău când vrei tu. M-am făcut ca ultimul boschi. Bă, nu am filmat foarte mult pentru că nu avem ce să vă arătăm practic. Nu vreau să mai filmez neapărat la partidele astea de 12 ore. Când instalez bundițe și de astea, că am un feeder. Nu am mai găsit moțul la 1 și 2 gemene am. Asta e, geamă la 1, geamă la 2. Dar nu prea s-a luat. Am început uță cu un crap la vreun kil jumate, cam așa, maxim. Am luat tot 2 caraș. Am luat tenul ăla, uța a luat și-l bură după aia. Ce? Adică nici dacă am vrea la, să filmăm, n-avem ce să filmăm. Și ora 4, câte? Zi, mă. 4 și un sfert. Vedeți? Deci, pe la 4 și un sfert, pe 3 iazuri, să mă arăt Gigi dacă nu ne-a zis băiatul ăla când a venit, zice, bă, aici e de distract, fără pe 8 kg n-ai ce face aici, că aici e distracție, mereu, e băbuială, ești nebun. Adică, bănuiesc că e pește, că dacă populează mereu și e micuț așa și are grijă de aia și pare îngrijită, bine, pare îngrijită în apă mai mult decât pe mare. Poate mai luăm ceva și vă arătăm și vouă. Ia uitați-vă ce mi-a tras mie de la setul. Aaaa. Aaaa, mamă, și mă pregăteam să avem intro. Bă, ce faci, mă, amărutule, mă? Ce căutat tu, mă, băiatule? Nu poți de plău. Vezi, bebe, că ți-am aruncat porția. Și unde dau pe asta? La Dumnezeu. Vrei să mă găsi și camera. Cap la plat, pe la pește.
L-ai luat un țane? Da, bă, era agățat, bă, Titan, ce bă, are vrăjeala asta, a stat cu noi aici, ai zis că a văzut el alea. A tras, era agățat, a văzut o piesă și gata, omul meu. Așa e, mă? Sau l-ai văzut? Nu, nu, am venit la ea și am văzut o țăpă. Am luat pe fraie. Bravo, frate. Ai luat un pește la venire, un pește la plecare, e bine. Cum sunt pe frunte, bronzat. Ne pregătim și noi să strângem băieți. O să vă arătăm ce am prins. Încă o dată capturile, am vorbit și cu patronul și o să dăm și o notă și vedem. Hai să facem curat frumos. Trei cărășii care de seară să fură în tigaiță. Bă, băieți, nu știu unde a văzut băiatul la 8 kg în 2 ore și pe nenea asta care a luat două bucăți acum, a venit recent. Dar vă zice fratele vostru, uite ce am prins noi. Trei cărășii pe care normal nu îi luam noi, dar am vorbit toată balta doar de caras, de crap în mămăligă. Cu mămăligă, cu mușdei, trei cărășiri, dacă, mă rog, nu știu dacă e cărășar. Și cumva ce ne-a salvat această partidă este acest puiuț de ten, pe care 100% îl gătesc de seara aici, mă. M-a luat așa o poftă de ten, să văd câte oase are și când o să-l molfă în gură, o să-i zic lui Uță câte oase am găsit. Ua! Sau să fie Uță. Nu, că dau și eu. Dai, tată. Uite, mă, mă, mă. Ăsta e puiuțul de ten, care are undeva la maxim 2 kg. Ha, vrei mai repede, bagă-te! Stă băiatul aici, cât să trăiască până acasă. Asta a fost partida noastră la 3 iazuri. Hai să vorbim puțin de această baltă. Unul la mână, accesul la ea. Mamă, o fac revievăr de ăla. Nu sunt plătit să zic nimic, ca nici pro, nici cont. Accesul la baltă e lângă București, rapid cu mașina, dar pe baltă propriu zis, se face extraordinar de greu cu mult bagaj. Ori ai varianta, tragi mașina aici, dai peste gard, ori ai varianta, tragi mașina în față și mergi undeva la 100 de metri. Mai cam bine. Așa? Mai mult? Bine, mai bine. Plus că ai pe acolo scândura aia de trecut. Ai scândura aia de zici că ești pirat pe ea, ai un vale, mai treci pe într-o rulotă. Mă rog, adică nu e așa de practicabil. Dacă aveți multe echipamente cu luăm noi, că oricum unele nu le trebuie, dar le luăm. E mai greuț. 2 sau 3, nu știu la ce suntem. Ne-a mințit băiatul ăla pe baltă că un client. Ne-a mințit pe baltă că eu vin aici de distracție de 11.000 de ani și că a luat unul lângă el 8 kg în 2 ore. Că a venit cu 2 ore mai devreme și care 8 kg. Că el a luat mereu și că mereu pleacă cu pești. Bă, cu pește pleci. Nu am zis, nu, uite. Uț a luat un crab. Ce luam, un crab și un caras atât? Crab și un caras. Ah, carasul de la ai băgat acolo. Eu mai luasem 2 cărășei, dar i-am aruncat. Vezi că intrau bine și aia la tocănița aia acolo. Ai. Erau prea mici. Da. Un pui de crăb și că n-a luat Uța, nu? Stai mai aici. Ia uite. Ia uite de la mine.
Mă rog, fata mea de nou, 3 pești am luat toată ziua. Continuăm cu balta. E cât de cât curățică, e și amenajată, are treptele astea, dar nu sunt neapărat practicabile. Nu știu cine a gândit chestia asta la baltă. Vedeți aici, pe pontonul ăsta amenajat așa, e o bară cu 3 suporți de lansetă, de undiță, dar am văzut mulți oameni la undiță. Deci cam asta am avut astăzi, urmează o nouă baltă, o să vă dăm review despre ea, să sperăm că ne angrenăm ca lumea. Urmează 48 de ore, 72 de ore, 36, nebunie, let's go, cort, v-am o zică. Like, subscribe, follow pe Instagram, acolo oficial, Fonfăit oficial, v-am o zis pe România, let's go acolo, vă mulțumim!